Companiile Uber și Revolut, cu milioane de utilizatori în toată lumea, au fost ținta unor atacuri cibernetice. Deocamdată nu au fost trimise precizări cu privire la conturile compromise, dar în total peste 3 milioane de români folosesc serviciile acestor giganți pe piața ride-sharing, respectiv a transferurilor de bani. Reprezentanții Uber și Revolut dau asigurări că niciun utilizator nu a fost afectat și că au fost luate măsuri suplimentare de securitate. Aplicația bancară Revolut numără peste 20 de milioane de utilizatori la nivel global, iar în România peste 2 milioane de oameni o folosesc, de exemplu, să trimită bani în țară. Cifra tranzacțiilor anul trecut a depășit 300 de milioane de euro. Pe 11 septembrie, hackerii au reușit să obțină datele de logare ale unui angajat și să se infiltreze în aplicație. Totul a ieșit la iveală după ce autoritățile din Lituania, țară unde Revolut deține o licență bancară, au raportat incidentul de securitate. Compania a transmis că atacul a vizat doar 0,16% din conturi și că a notificat deja clienții ale căror date au fost compromise. Totodată, Revolut dă asigurări că hackerii nu au apucat să fure vreun ban. Un alt atac cibernetic a fost îndreptat împotriva companiei Uber. Aplicația de ride-sharing este folosită în România de peste 1 milion de oameni, iar un hacker a reușit să pătrundă în sistem după ce a păcălit un angajat Uber să îi dea datele de acces. Atacul a ieșit la iveală în momentul în care colegii bărbatului au primit mesaje direct de la hacker. Specialiștii în securitatea companiei au fost nevoiți să decupleze de la internet mai multe sisteme ca să oprească atacul. Compania a transmis că datele clienților, mai ales informațiile bancare, nu ar fi fost accesate. Specialiștii în securitate cibernetică spun că astfel de atacuri pot avea consecințe grave. Atacurile de acest gen au un impact major, având în vedere că și Revolut și Uber sunt niște companii și care au niște aplicații cărora le încredințăm mare parte din datele noastre personale. În secunda 2 mi-aș dezinstala aplicația respectivă, probabil mi-aș schimba cardul de credit pe care l-aveam în respectiva aplicație. O altă metodă ca să nu vă pierdeți banii este să aveți un card pentru plăți online, separat de cel pe care încasați salariul sau unde aveți economiile.